Bună dimineața! Astăzi vom citi ultimele două capitole din cartea Exodul. Iată două cărți ale Bibliei citite în exact o lună. Nu-i așa că nu e greu? Dumnezeu să ne ajute să continuăm. Astăzi vom citi despre veșmintele preoțești, despre finalizarea sanctuarului și despre momentul minunat în care slava lui Dumnezeu umple sanctuarul. Asculți Biblia zilnică, locul în care în fiecare zi citim un pasaj biblic, astfel încât, într-un an, să parcurgem întreaga Scriptură. Exodul 39. Veșmintele preoților. Efodul. Din fire de culoare albastră, purpurie și stacojie au făcut veșmintele țesute cu măiestrie pentru slujirea în locul sfânt și au făcut veșminte sfinte pentru Aron, așa cum Domnul îi poruncise lui Moise. A făcut efodul din aur, din fir de culoare albastră, purpurie și stacojie și din fir de in subțire răsucit. Au bătut niște plăci de aur, iar el le-a tăiat în fire subțiri, după care le-a țesut cu fire de culoare albastră, purpurie și stacojie și cu firele de in. Efodul era lucrat cu măiestrie. Au făcut umerarii pentru efod, care se prindeau la cele două margini ale sale, astfel încât acesta era unit cu ei. Brâul efodului, care era prins de el, era lucrat la fel și din aceleași materiale, din aur, din fire de culoare albastră, purpurie și stacojie și din fir de in subțire răsucit, așa cum Domnul îi poruncise lui Moise. Au pregătit pietrele de onix, le-au fixat în monturi de aur și au gravat pe ele numele fiilor lui Israel, așa cum se gravează un sigiliu. El le-a pus pe umerarii efodului ca să fie pietre de aducere aminte pentru fiii lui Israel, așa cum Domnul îi poruncise lui Moise. Pieptarul. Apoi a făcut pieptarul, pe care l-a lucrat cu măiestrie, la fel cum a făcut și efodul, din aur, din fire de culoare albastră, purpurie și stacojie și din fir de in subțire răsucit. Pieptarul era pătrat și era făcut din material dublu. Lungimea lui era de o palmă, iar lățimea lui era tot de o palmă. Au fixat pe el patru șiruri de pietre. Pe primul șir un sard, un topaz și un smarald, pe al doilea șir un turcoaz, un safir și un diamant, pe al treilea șir un iacint, un agat și un ametist, iar pe al patrulea șir un crisolit, un onix și un jasp. Acestea erau fixate în monturi de aur. Erau 12 pietre cu numele fiilor lui Israel. Pe fiecare dintre acestea era gravat, asemenea sigiliilor, numele uneia dintre cele 12 seminții. Pentru pieptar au făcut lănțișoare din aur pur, răsucite ca niște funii. Au mai făcut și două monturi din aur și două inele din aur, apoi au fixat ambele inele pe cele două margini ale pieptarului. Lănțișoarele de aur le-au trecut prin cele două inele de la marginile pieptarului, iar celelalte două capete ale lănțișoarelor le-au prins în cele două monturi și le-au pus peste umerarii efodului în partea din față. Au mai făcut două inele de aur și le-au pus la celelalte două margini ale pieptarului pe partea interioară, în apropierea efodului. Apoi au făcut încă două inele de aur și le-au pus în partea inferioară a umerarilor efodului, la nivelul legăturilor sale, deasupra brâului efodului. Au legat pieptarul cu inelele lui de inelele efodului cu o sfoară albastră, astfel încât să fie fixat peste brâul efodului, fără să se miște de pe efod, așa cum Domnul îi poruncise lui Moise. Alte veșminte ale preoților. După aceea a făcut mantia efodului, țesută în întregime din fir de culoare albastră. Deschizătura mantiei era ca deschizătura unei cămăși cu zale, cu un tiv țesut de jur împrejurul ei ca să nu se rupă. Pe marginea de jos a mantiei, de jur împrejur, au făcut rodii din fire de culoare albastră, purpurie și stacojie și din fir de in subțire răsucit. Au făcut și niște clopoței din aur pur, pe care i-au pus între rodii, pe marginea de jos a mantiei, de jur împrejur. Erau câte un clopoțel și o rodie, un clopoțel și o rodie pe marginea de jos a mantiei pentru slujire, de jur împrejur, așa cum Domnul îi poruncise lui Moise. Au făcut și tunicile, țesute din fir de in subțire, pentru Aron și fiii săi. Mitra și scufiile le-au făcut tot din fir de in subțire.
indispensabilii din fir de in subțire răsucit, iar brâul din fir de in subțire răsucit și din fire de culoare albastră, purpurie și stacojie, lucrat la gherghef, așa cum Domnul îi poruncise lui Moise. Au făcut apoi și plăcuța de aur pur, cu nuna sfântă, și au gravat pe ea, așa cum se gravează un sigiliu, Sfânt pentru Domnul. Au prins-o sus, pe mitră, cu o sfoară albastră, așa cum Domnul îi poruncise lui Moise. Încheierea lucrărilor. În felul acesta a fost încheiată toată lucrarea tabernacolului, cortul întâlnirii. Fiii lui Israel au făcut potrivit cu tot ceea ce îi poruncise Domnul lui Moise. Așa au făcut. Apoi au adus tabernacolul la Moise. Cortul cu toate obiectele lui, cârligele, scândurile, drugii, stâlpii și piedestalele lui, învelitoarea din piei de berbeci vopsite în roșu, acoperitoarea din piei trainice, draperia despărțitoare, chivotul mărturiei cu drugii lui și cu capacul ispășirii, masa cu toate obiectele ei, pâinea prezentării, sfeșnicul din aur pur cu candelele și obiectele lui, uleiul pentru luminat, altarul de aur, uleiul pentru ungere, tămâia mirositoare, draperia de la intrarea cortului, altarul de bronz cu grătarul de bronz, cu drugii și cu toate uneltele lui, ligianul cu piedestalul lui, draperiile curții, stâlpilor și piedestalele acestora, draperia pentru intrarea curții, funiile, țărușii, toate obiectele pentru slujba de la tabernacul, de la cortul întâlnirii, veșmintele țesute cu maestrie pentru slujirea în locul sfânt, veșmintele sfinte ale preotului Aaron și veșmintele fiilor săi pentru slujba de preoți. Fiii lui Israel au făcut toată lucrarea potrivit cu tot ceea ce-i poruncise Domnul lui Moise. Moise s-a uitat la toată lucrarea și iată că ei o făcuseră așa cum poruncise Domnul. Așa făcuseră. Și Moise i-a binecuvântat. Exodul 40. Ridicarea și sfințirea tabernacolului. Domnul i-a vorbit lui Moise zicând: în prima zi a lunii întâi să ridici tabernacolul, cortul întâlnirii. Să pui acolo chivotul mărturiei și acoperă chivotul cu draperia. Să duci masa înăuntru și să așezi pe ea lucrurile ei. Să aduci sfeșnicul și să-i pui candelele. Altarul de aur pentru tămâiere să-l pui înaintea chivotului mărturiei și să atârni draperia de la intrare în tabernacul. Să pui altarul arderilor de tot înaintea intrării în tabernacul, în cortul întâlnirii, iar ligianul să-l așezi între cortul întâlnirii și altar și să pui apă în el. Să ridici curtea de jur împrejur și să pui draperia la intrarea în curte. Apoi să iei uleiul pentru ungere, să ungi tabernaculul cu tot ce este în el. Să-l sfințești alături de toate obiectele lui, iar acesta va fi sfânt. Apoi să unge altarul arderilor de tot și toate uneltele lui. Să sfințești altarul și acesta va fi prea sfânt. Să ungi ligianul cu piedestalul lui și să-l sfințești. După aceea să-i aduci pe Aaron și pe fiii săi la intrarea în cortul întâlnirii și să-i speli cu apă. Să-l îmbraci pe Aaron cu veșmintele sfinte, să-l ungi și să-l sfințești, ca el să-mi îndeplinească slujba de preot. Să-i aduci și pe fiii lui, să-i îmbraci cu tunici și să-i ungi așa cum l-ai uns pe tatăl lor, ca să-mi împlinească slujba de preoți. Ungerea lor le va da dreptul la o preoție veșnică de-a lungul generațiilor lor. Moise a făcut potrivit cu tot ceea ce i-a poruncit Domnul. Așa a făcut. În luna întâi, în anul al doilea, în prima zi a lunii, tabernacolul a fost ridicat. Moise a ridicat tabernacolul, i-a pus piedestalele, a așezat scândurile, a așezat drugii și a ridicat stâlpii. Apoi a întins acoperitoarea peste tabernacul și a așezat acoperitoarea cortului deasupra lui, așa cum îi poruncise Domnul. A luat mărturia și a pus-o în chivot, a așezat drugii chivotului și a pus capacul ispășirii deasupra chivotului. A adus chivotul în tabernacul, a agățat draperia despărțitoare și a acoperit astfel chivotul mărturiei, așa cum îi poruncise Domnul. A așezat masa în cortul întâlnirii în partea de nord a tabernacului, dincoace de draperie, și a așezat pe ea pâinea înaintea Domnului, așa cum îi poruncise Domnul.
A pus sfeșnicul în cortul întâlnirii, față în față cu masa, în partea de sud a tabernacolului, și a așezat candelele înaintea Domnului, așa cum Domnul îi poruncise lui Moise. A pus altarul de aur în cortul întâlnirii, înaintea draperiei, și a ars tămâie mirositoare pe el, așa cum îi poruncise Domnul. A așezat și draperia de la intrarea în tabernacul. A pus altarul arderilor de tot la intrarea în tabernacul, cortul întâlnirii, și a adus pe el arderea de tot și darul de mâncare, așa cum îi poruncise Domnul. A pus ligheanul între cortul întâlnirii și altar și a turnat în el apă pentru spălat, apă cu care Moise, Aron și fiii săi trebuiau să se spele pe mâini și pe picioare. Când intrau în cortul întâlnirii și când se apropiau de altar, ei trebuiau să se spele, așa cum Domnul îi poruncise lui Moise. Apoi a ridicat curtea din jurul tabernacului și a altarului și a așezat draperia de la intrarea curții. Și astfel, Moise a încheiat lucrarea. Gloria Domnului umple tabernacul. Atunci, norul a acoperit cortul întâlnirii și gloria Domnului a umplut tabernacul. Moise n-a putut să intre în cortul întâlnirii, deoarece norul se așezase deasupra lui și gloria Domnului umplea tabernacul. În toate călătoriile lor, fiii lui Israel porneau atunci când norul se ridica de deasupra tabernacului. Dacă norul nu se ridica, nu porneau până în ziua în care acesta se ridica. Ziua, norul Domnului era deasupra tabernacului, iar noaptea, în nor apărea un foc sub privirea întregii case a lui Israel, în timpul tuturor călătoriilor lor. Te felicit pentru că ai parcurs pasajul biblic pentru astăzi și iată, ai finalizat și a doua carte a Bibliei, Exodul. Fie ca timpul pe care l-ai investit în ascultarea cuvântului lui Dumnezeu să-ți aducă o răsplată cerească. Am bucuria să te anunț că perseverența ta în ascultarea cuvântului lui Dumnezeu poate fi răsplătită. În ce fel? Ai vrea să participi la o tabără de studiu biblic în vara aceasta? Dacă da, ascultă mai departe. Vor fi inserate niște coduri în pasajele biblice următoare, când le auzi, notează-le, iar în vară se va face un concurs și dacă vei avea toate codurile colectate, poți câștiga un premiu care constă într-o tabără de studiu biblic de o săptămână. Atenție mare la pasajele din zilele următoare! Domnul să fie cu tine astăzi în tot ce faci! Să ai o zi binecuvântată! Pe mâine!